m-am pus, m-am schimbat în pijamale, m-am pus la masă să mănânc. De băta nu, am crezut că e nevastă mea, pe destituta. De când în cor, cum am destitut, acum o să bără pe mine, m-o strânti tot pe hol. O dat cu trei de la lacrimogen, m-o legat, o dat cu genunchi în gură. Când m-o coborâi jo la mașină, de așa eram rupt cu bătaia. După la poliție, m-o strânut, m-o legat de scaun. O să pățit, acolo tot. Cine erau ăia trei polițiști? Tuderan, Alice și Romo. Cam așa ceva. Și o polițistă, dar polițistă am întrebat. Bă, eu am. Da? Polițistă, procurarea când m-a audiat, m-a întrebat că ce-o polițistă a fost. Am pretențe la doamna, i-am zis că doamna polițistă, da, nimic, când am leșinat în poliță acolo. Ea a zis că să mă lase în pace, le-a zis la colegii ăia, la ei, le-a dus un pahar de apă, să nu mai dea minte, pentru că nu vedem ce halâs. Păi bun, și după aceea, tu câte zile ai primit de îngrijiri medicale? Am 70 zile am de la medicul. 70 de zile? Da. Păi și cum de te-ai spus? Păi cum, băi? Au intervenit, da, trece de-a lor. S-au zis minule că nu știu ce, după aia le-au venit în casă la mine, au început să, când au zis că e problemă, că i-am dat judecată, că am doi avocați, au început să mă și amenințe. Să am grijă că plupeniu-i nic, poate vreau, păi după ce mai nenorocit, mai mă și amenințe în casă la mine. Da, dar cine a venit la tine? Că eu știu că a venit Coste la tine cu Tudorant și v-a dus pe la notar. Da. Nu, no, la notar mi-am dus după ce am terminat procesul, că are el să semneze pe cum că ceea angajamentul că în fiecare lună îmi bagă 100 de euro în cont. Cine ăștia trei polițiștii care te-au bătut? Unul dintre ei, ăla, Ari. Aha, păi și ăilalți doi îi dau lui banii sau cum? Nu, mai am doi notar după ce am ieșit la procesatură. Aha. Tudoran cu ăla la nume. Și azi nu au avut bani și eu zic avocata să mă duc la notar să fac o hârtie de aia. A, dar tu doran și cu Constantinul ăsta și te-a dat banii la acolo, la parchet? Da. Alo. Când ne-am împătat acolo cu mă procuroarea. A, și te-a dat de față cu procuroarea? Afară. A, te-a dat afară. Și cât o dat fiecare? În balare de 1000 de euro, 39 de milioane, ca fac asta. Deci 1000 de euro, 1000 ăla, tu, nu? Da, da, este altarii, tot așa trebuia, dar să vă uitați că nu are bani, să-l lași, o zis avocata, să mă duc cu el la notar, am mers la un notar acolo pe Tocan. Da. Eu făcut o hârtie de aia, avem la mână și eu și el, pentru că în timp de un an de zile, îmi bagă câte 100 de euro pe lună, în cont. Da, cu 3 ani, 4 ani, de-a 4 lea, de așa, nu a băgat niciun leu. Nu ți-a băgat. Ariela, nu a băgat. Da, dar tu ai hârtie de la el, nu că și-a luat angajamentul să-ți plătească 1000 de euro. Nu, am hârtie de la notar, tot. Semnăturile lui, tot. Datele lui, tot, ziua când a fost. Da, da, da.